E sigur, Ion Viorel va veni la Gloria, a spus-o ieri la Campus TV, inclusiv primarul Constantin Boșcodeală. Am făcut acum ultima încercare și sper din toată inima ca lucrurile să o ia pe panta cea bună, în sensul în care viitorul antrenor al Gloriei să fie Ion Viorel și să încercăm în felul ăsta să schimbăm o modalitate de a privi fotbalul la nivel buzuian. Azi la prânz, inclusiv Ion Viorel a confirmat că va veni la Gloria, deși avea inclusiv varianta de a continua ca antrenor la Brăila. Da, rămân la Gloria, da. Am bătut palma cu primarul Boșcodeală, iar pe 4 ani. Am ales Gloria la rugămințile domnului primar și a suporturilor buzoieni. De luni, Ion Viorel va face programul precompetițional al Gloriei și își va stabili staful tehnic care îl va include ca antrenor secund și pe Romică Bunică. De luni încolo voi face program. Oricum, până pe 30 vacanță la toate echipele de Liga 2. Cu cine vei lucra? Cu staful meu de la Brăila și cu Bunică. Odată problema antrenorului rezolvată, urmează ca în perioada următoare să aflăm și în ce divizie va evolua echipa din Crâng. Deocamdată Gloria a retrogradat din Liga 2 în Liga 3.